Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și vă prezint astăzi o lecție creată pe platforma Wand Education. Prima pagină, introducere, titlul lecției, legea lui Ohm, dependența, intensitate, rezistență electrică și o poză sugestivă pentru legea lui Ohm. În introducere vom enumera câteva obiective ale lecției. Vom urmări elementele unui circuit simplu, unități de măsură pentru curentul electric, dependența curentă-rezistență electrică și cum putem verifica legea lui Ohm. Aici un exercițiu pentru reamintire a elementelor de circuit și elevii trebuie să identifice elementele unui circuit simplu și să introducă răspunsurile în aceste casete. Ia să vedem, funcționează, așadar elevii vor introduce în aceste casete răspunsurile lor. Deci este un exercițiu de reamintire. Mai avem un exercițiu, unități de măsură. Pe linia 1 va trebui să introducem unitatea de măsură a tensiunii electrice. Și vom vedea dacă reușim. Observăm că merg automat, trec de la un pătrat la celălalt. Cursorul trece și vom completa literele potrivite. La 3 vom avea unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric. Așadar, am completat acest exercițiu de aducere aminte a unităților de măsură pentru folosite în curentul electric. O introducere, legea lui Ohm. Pe o porțiune de circuit, intensitatea curentului este direct proporțională cu tensiunea și invers proporțională cu rezistența electrică. Folosim o poză pe care elevii o vor ține minte și vor scrie legea lui Ohm în toate formele ei, și anume intensitatea egal cu tensiune pe rezistență, rezistența egal cu tensiune pe intensitate, tensiunea egal cu intensitate ori rezistență. Deci folosind acest triunghi vor putea scrie legea lui Ohm. Mergem la etapa următoare, la verificarea legii lui Ohm pentru un circuit simplu. Cum facem acest lucru? Derulăm un șir de imagini și cu indicațiile aferente, astfel încât elevii să poată vizualiza cum a avut loc acest experiment. Așadar, avem acest circuit simplu, elevii îl observă. Observă indicația ampermetrului și rețin această valoare. La următoarea fotografie am închis întrerupătorul. Observăm indicația ampermetrului. Introducem în circuit o rezistență cu valoarea R1. Citim indicația ampermetrului. Înlocuim R1 cu R2, cu o valoare mai mare. Observăm indicația ampermetrului. Circuitul este închis. Vom insera o rezistență R3. De asemenea, observăm indicația ampermetrului. Dacă vom continua să derulăm imaginile, o vom lua de la capăt. Așadar, putem urmări ori de câte ori aceste imagini până vedem ce se întâmplă în acest exercițiu. Și acum, un joc pe care elevii vor trebui să-l parcurgă pentru a scrie valorile citite anterior, în experimentul anterior. Dacă rezistența era 0, indicația ampermetrului era 0,5. Și am să mut eu această casetă aici. Dacă aveam R1,
Am avut I egal 0,25 amperi. Dacă am avut R2, I era egal cu 0,1 amperi. Și, bineînțeles, ultima casetă se așează singură, rămânând unica variantă. Ia să vedem, putem verifica acest exercițiu? Observăm că toate răspunsurile pe care le-am dat sunt corecte. Mergem mai departe cu un alt exercițiu de evaluare. Completează textul, am și indicații, scrie cuvintele care se potrivesc în spațiile libere și vom avea intensitatea curentului pentru o porțiune de circuit este, putem scrie direct sau invers proporțională cu tensiunea electrică. Varianta corectă este direct proporțională și o să scriu acest lucru, direct proporțională și invers proporțională cu ce altă mărime fizică mai am implicat aici? Rezistența electrică. Să verificăm dacă am răspuns corect. Aceste linii s-au colorat în verde, așadar răspunsul meu este corect. Vă mulțumesc și vă urez succes în crearea de lecții pe platforme educaționale semnificative.